Șut este 7 clase peste Rădoi și trebuia să fie la națională, spune Becali. România poate face un pas uriaș spre euro dacă va câștiga cu Israel și Kosovo. De la FCSB, Iordănescu i-a convocat la națională pe Coman, Olaru și Târnovanu. N-ai voie niciodată, Șut e cel mai bun închizător din toate timpurile. Nici Bourceanu, nici Pintilin, nici nimeni. Ce Rădoi? Numărul 1, 7 clase și peste Rădoi, Șut. Fără nicio echipă în grupele europene, România încearcă să ajungă cu naționala la euro. Măcar ei să reușească și să meargă acolo, pentru că fotbalul românesc are nevoie de... succese. Atât de jos am ajuns încât să nu avem și noi o echipă în grupă. E o perioadă complicată pentru fotbalul românesc. Salvează naționala imaginea fotbalului românesc? Aceasta este o grupă din care ar trebui să ne calificăm. Bârligea de la CFR e marea surpriză a lui Iordănescu. Este o onoare foarte mare, o fericire imensă, să zicem un vis îndeplinit de a ajunge la echipa națională. Bârligea a crescut de la 12 ani în Italia, de unde CFR l-a adus acum un an. M-am mutat în Italia cu mama și cu sora mea, pentru că, să zicem, traiul în România nu era foarte, foarte ok și am început acolo să joc fotbal.